mai călarie, a fost foarte lent, a avut mingea la picior, n-a avut reacție și apărarea voluntară și să respingă. Oh, avem un jucător lovit, s-au lovit cap în cap. E nevoie de salvare aici. Armaș și cu un jucător al Farului. Sigur că imaginea este mai... Probabil că accidentarea nu este neapărat foarte gravă și a scris arcada, dar s-a umplut de sânge. Imaginea în sine este șocantă. Motiv pentru care cred că regizorul nici nu insistă asupra acestei imagini. Ne prezintă... Iar arbitru... Ca în UEFA ne prezintă galeria celor de la Farul. Cardat. S-a dat cap în cap cu Armaș. Cu Armaș. Fază la care nimeni nu este de vină, ambii au sărit să joace mingea cu capul. Și evident, teama de contuzii, teama de lovituri, care ar putea să ducă la urmări mai grave, face ca această accidentare să fie tratată cu toată atenția de cele două echipe de medici. Cei doi jucători sunt scoși în afara terenului, în mod normal. Carnat va reveni mai târziu până va fi bandajat, până îi se va opri sângerarea, în vreme ce Armaș este și el în spatele propriei porți. Va fi încă un corner pentru Farul și probabil tot Enesali. Atât pe Florin Cernat, rămas pe banca voluntariului. VAR! Da, face semn de VAR Ionuț Coza. Marcel Bursan este la VAR. Păi și cel, da, afară pe Armaș? N-are de ce. Poate să dea penalti pentru... Nu zic că n-are de ce, da. Nu zic că vine joi. Vine joi acum, Kirva Saras. Și ți explică faptul că este evident. Ce-o vedea, doamne? Ia să vedem. Doar că odată nu vede nimic, că bate soarele. Că nu e în soare acel monitor. Doamne ferește. Da, a fost doamne ferește. O lovitură cap în cap, e adevărat. Verificare penalti. Doamne ferește. Și a spart arcada stângă, din ce îmi dau seama, Carnat. Orbita stângă este lovit. Deci dacă aici se dă penalti, este iarăși foarte ciudat. De asemenea, ciocniri nu duce capul, să vedem. Dă penalti, clar, da, cremat, da. Minunat. Minunat! Penalti pentru Farul în minutul 28. Minunat! Să vedem încă o dată. Carnat a lovit mingea cu capul, avea planul, sare de sub ele, adevărat, doamne Armaș. Ferește, nu sare aproape deloc, mă. Băi, aproape deloc, nu, să nu duce capul spre... Nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva. Dar arată că se poate și pare că decizia asta va fi dată de corectă joi. V-am spus, am mai spus-o după și după alte meciuri, fotbalul s-a schimbat mult. Da. Foarte mult. De... Extrem de mult. Noi, în tinerețile extrem noastre. De mult. Larie va fi... față în față cu Octavian Vâlceanu. A dat gol și de unul trecut tot din penaltii împotriva celor de la voluntari. Beș câștigat cu 2-1 după ce voluntarii desese scorul prin Matricardi. Atunci Alibec și Larie au reușit să revină și să înscrie. Ocazie importantă venită după acel șut al lui Carnat respins în corner de Vâlceanu. Larie, elan destul de lung, Larie, gol fără emoții, 1-1. Bucurie imensă aici la Ovidiu, după ce Farul reușește să egaleze, însă la o fază la care mă bucur că măcar suntem în același registru. Nu, e clar că va spune că e faul, s-a lovit... După o fază la care s-a inventat un penalt. Se lovesc de 100 de ori cap în cap în altă parte, dar încă o dată, ăsta este fotbalul actual, trebuie să ne obișnuim. Nici măcar nimeni de la Farul nu a cerut penaltii. Atenție, faza a continuat. Secunde bune. S-a bătut cornerul. Faza a continuat, atenție, nimeni de la Farul nu a cerut penaltii, ca să vă dați seama. Nu s-a gândit nimeni că